La nivelul conducerii Spitalului de Urgență Roman se vor relua în septembrie demersurile de recuperare a ambulanței tip Smurd, care din motive birocratice stă tot la Neamț, deși de ea ar fi nevoie la Roman. Până atunci, directorii unității sanitare romașcane sunt puși în situația de a face anticamere pe la diversi directorași din Ministerul Sănătății sau din cel al administrației publice. În septembrie, acum, pentru că luna august a fost luna concediilor. La minister, marea majoritate au fost în concediu. Să mă duc să stau în fața ministerului, nu, pentru ce? Păi... fac antecameră în momentul în care sunt la serviciu. Din delegația care ar trebui să se deplaseze la Ministerul Sănătății și la Ministerul Administrației și Internelor, ar trebui să facă parte și reprezentanți ai Spitalului Județean. Problema majoră este cea legată de faptul că, în conformitate cu legislația actuală, în structura Centrului de Primire Urgențe nu poate funcționa o ambulanță. Aceste vehicule sunt repartizate doar unităților de primiri urgențe de la nivelul spitalelor județene. Pentru că noi nu suntem UPU. Noi suntem CPU și în structura CPU nu poate funcționa o ambulanță de tipul acesta. Conducerea Spitalului de Urgență din Roman a făcut până acum câteva memorii care se tot plimbă prin birourile Spitalului Județean. Am făcut două memorii către minister în care am primit răspunsul de la Ministerul Sănătății și de la Ministerul Afacerilor Interne că, exact ceea ce știți, fiind CPU și nu UPU, nu avem voie să avem Smurd. Va putea funcționa mașina doar la UPU Piatra Neamț. Se va înființa la UPU Piatra Neamț încă o linie de gardă pe UPU. Este în momentul de față o linie unde își desfășoară ei activitatea plus mașina Smurd și încă o linie pentru noi, dar jumătate cum ar veni de linie de gardă, că nu o să fie 24 de ore, ci 12 ore, în care în linia asta de gardă medicii de la Roman și asistenții cu contract parțial de muncă vor lucra contract cu Piatra Neamțu, iar mașina va sta la noi și vor lucra aici în Roman, dar până când nu obținem avizele, așteptăm avizul de la Ministerul Sănătății. Ministerul Afacerilor Interne și-a dat avizul, a spus că din punctul lor de vedere sunt de acord, avem tot sprijinul, avem hârtia, dar trebuie hârtia de la Ministerul Sănătății. Cert este că odată cu schimbarea conducerii Spitalului Județean și aceea a Consiliului Județean, interesul de a face un demers în favoarea Romanului scade din ce în ce mai mult, așa cum scad și șansele noastre de a primi fonduri de la județ, chiar dacă ele sunt imperios necesare finanțării diverselor proiecte demarate la Roman.